viața, Doamne. Aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândurile. În această dimineață suntem la o rugăciune care noi o numim o rugăciune de mărturisire, o rugăciune în care mergem înaintea lui Dumnezeu cu starea noastră, cu gândurile noastre și cerem lui Dumnezeu iertare pentru inima noastră care poate ne apasă ceva înaintea lui Dumnezeu, poate nu putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să mergem cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele noastre, starea noastră și Dumnezeu să ne deschidă răgazul cerului și în această dimineață să fie o zi de rusalii, o zi care creștinii sărbătoresc, creștinii apostoli sărbătoresc această sărbătoare care pentru unii au rămas o amintire. Spune că a fost pentru ucenici, a fost ceva ce s-a încheiat, a fost ceva care nu-i mai pentru noi. Noi ca biserică penticostală, noi ca biserica din Vilanova, noi credem și astăzi în ogorârea Duhului Sfânt, credem și astăzi că Dumnezeu mai lasă Duhul Sfânt, Dumnezeu mai cercetează biserica. Însă, de multe ori poate uităm de această sărbătoare. Pentru noi, printre cele mai importante sărbătoare. Nu toți sărbătoresc această sărbătoare, nu toți cred în această sărbătoare, însă noi toți care avem acest har să credem în lucrarea lui Duhul Sfânt, să rugăm pe Dumnezeu în această dimineață să ne cerceteze. Spune în Fapte, capitolul 2, cu versetul 1, spune: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. S-au adunat ucenicii și erau într-o casă. Poate cum am spune noi ca oameni, poate erau supărați, au plecat Domnul Iisus la cer, l-au văzut cum s-au înălțat la cer. Și Domnul Iisus le spune în capitolul 1, înainte să se înalțe la cer, zice: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Până atunci, ucenicii erau într-o așteptare. Au văzut că tot ceea ce le-a spus Dumnezeu, le-a spus Domnul Iisus cât a fost cu ei pe pământ, s-a împlinit. Cum a Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a spus: nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. După ce s-a împlinit ziua, când a venit ziua cincizecimii, era o zi de sărbătoare când oamenii aduceau cele din tâi roade înaintea la templu, ei erau într-o casă și nu făceau altceva decât să așteptau făgăduințele lui Dumnezeu, așteptau să se împlinească ceea ce le-a spus. Și deodată spune că a venit din cer un vânt și a umplut toată casa aceea. Înainte de a se coborî Duhul Sfânt, nu spune că erau mulți acolo, însă după aceea vedem că s-au adunat mulți oameni și au început să spună despre lucrarea aceasta că nu-i de la Dumnezeu. Oamenii care nu sunt născuți din Dumnezeu, n-au nașterea din nou, chiar dacă asistă la lucrările lui Dumnezeu, încearcă să le pună pe baza naturii, încearcă să le pună, poate, cum au spus, zice, îți plin de must. Orice la unii erau, le plăcea să spună, doar să nu spună că este lucrarea lui Dumnezeu. Orice motiv le plăcea să spună. Erau oameni care au văzut lucrările lui Dumnezeu, dar nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Zic în această dimineață Dumnezeu să ne dea putere și să fim printre aceia care ascultăm. O citi fratele Beni primul verset. Ascultă, Iacove. Ascultă, Oti, și putem să spunem fiecare în dreptul nostru să ascultăm. Amin. Și lucrarea aceasta să nu încercăm să o punem nici pe altceva și să înțelegem că aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu și alte lucrări care sunt în zilele noastre. E o lucrare atâta, am spune noi, o lucrare care e așa de ușor de falsificat. Poate spunem că dacă vorbim în alte limbi, gata, suntem plini de Duhul Sfânt. Biblia spune că după roade, nu doar un început de vorbire îi
trăirea cu Duhul Sfânt, trăirea cu Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica și să rugăm pe Dumnezeu în această dimineață în privința aceasta. Amin. Să nu ne lăsăm înșelați. Vin tinerii și se roagă în privința lui și cer înaintea lui Dumnezeu coborârea Duhului Sfânt și un lucru foarte minunat, foarte plăcut. Însă să rugăm pe Dumnezeu diavolul să nu vină să șoptească prin două cuvinte și ajuns. Să rugăm pe Dumnezeu ca lucrarea Lui minunată să fie în biserică, între tineri, între cei care săruiesc înaintea Lui Dumnezeu și să lasă Dumnezeu biserica și lucrarea Lui Sfânt să fie plină de, să fie de plină în biserica noastră. Am stat și m-am gândit săptămâna aceasta, poate sunt mai multe județe în România decât câte obiceiuri sunt astăzi în România. La această sărbătoare de Rusalii, tot felul de scene, și aici în Spania am înțeles că săptămâna aceasta au avut unele lucruri. În România, în fiecare parte de Rusalii sărbătoresc altceva. Dar prea puțin merg la sărbătoarea care este scrisă în Scriptură, în Fapte, capitolul 2. Prin aceasta, diavolul încearcă să ducă biserica lui Dumnezeu cu gândul în altă parte. Cu gândul la orice altă sărbătoare, dar nu la pocăirea Duhului Sfânt. În această dimineață, haideți să ne ridicăm pe picioare și să mergem înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune ca la Rusalii, o rugăciune ca la Pentecostal. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne facă să înțelegem lucrarea Lui. Amin.